Se știe că Bianca Drăgușanu îi place să fie răsfățată cu daruri fine, așa s-a întâmplat și zilele trecute, când vedeta se pare că a apărut cu o bijuterie care valorează cam cât o mașină, mai exact 20.000 de euro. Bianca Drăgușanu a mai primit un cadou de 20.000 de euro. Da, da, ați auzit bine. Știți voi, obrazul subțire cu cheltuială se ține. Așadar, ceasul de la mâna vedetă este unul exclusivist și foarte prețios. Se pare că bijutierul a bătut la cerere pentru vedetă 10 de diamante. Bianca trebuie să știe mereu cât este ceasul, să nu cumva să întârzie la întâlnirile de afaceri sau cele amoroase. Dar oare cine a fost atât de mărinimos cu sexy roșcata? Să fi fost Victor? Dacă vrei să-ți dau un răspuns așa, dacă toată lumea e curioasă, da, pot să spun că am mai vorbit cu Victor. Sau prințul încearcă să o recucerească.